Bună seara, dragii mei! Bine ați revenit la Pagini de Lumină. Sunt Narcisa Ispa și vă invit să ne rămâneți alături în această seară. Vom discuta despre caracteristicile creștinului. Nu e așa că atunci când vedeți sigla BMW, vă așteptați să vedeți o mașină BMW? Ei bine, ce ne așteptăm să vedem atunci când pe fruntea unui creștin scrie cu litere mari creștin? În seara aceasta am alături de mine pe Alin Ispas, invitatul meu permanent. Mă bucur că ai ales să fii alături de noi și în această seară, Alin. Bine v-am găsit! Și de asemenea pe domnul Emil Meștereagă, pastorul studenților de la Institutul Teologic Pentecostal. Vă mulțumesc din toată inima că ați răspuns invitației. Mă bucur să pot să fim împreună încă o dată. Mă bucur tare mult că suntem împreună și sunt sigură că vom avea lucruri foarte interesante de discutat, deoarece este vorba despre chestiuni foarte practice ale unui creștin. În seara aceasta va fi o discuție, cred eu, foarte, foarte antrenantă, incendiară, chiar cu privire la unele aspecte ale credinței, pe care deseori s-ar putea să le trecem în subsidiar, din nefericire. O primă întrebare pe care aș vrea să vi-o adresez este următoarea. Ce ar trebui să caracterizeze un om care se numește creștin? Cine dorește să înceapă? Domnule pastor. Dacă e să încep eu, cred că putem începe cu o expresie foarte simplă, asemenea lui Hristos. Frumos, mi-ați dat răspunsul complet, putem încheia emisiunea, nu? Da. Numai că lucrurile sunt complicate și noi suntem cei ce le complicăm când începem și spunem da, dar noi nu suntem Hristos, începem să justificăm în fel și chip felul nostru de viață. Însă ar trebui să putem spune, așa cum Pavel spune în finalul epistolei către Galateni, pentru că unul dintre motivele pentru care scrie această epistolă este și să justifice apostolia lui când era contestată. El spune: nimeni să nu mă mai necăjească, căci port în trupul meu semnele Domnului Iisus Hristos. Da. Ceva similar, spune el. Cu alte cuvinte, este posibil ca în noi să fie prezente aspecte ale caracterului așa cum Hristos ne-a arătat. Și cred că este cea mai veritabilă marcă care ar putea să-l califice pe un creștin în trăirea și în justificarea afirmației sunt creștin. Exact. Exact. De fapt, ce înseamnă creștin, Alin? Da, acum mă gândesc și o să răspund la întrebarea ta, că trăsăturile unui creștin ar trebui să fie tocmai acele trăsături care se văd cel mai puțin în lume, în sensul bun. Și cu toții putem să identificăm marile lipsuri morale din lume, pentru că, până la urmă, omul este cel care conduce lumea și omul este o ființă morală. Și dacă avem lipsuri, avem lipsuri morale, în primul rând. Ori creștinii, prin definiție, sunt chemați să umple acele goluri și ei ar trebui să exceleze acolo unde lumea găsește scuze. Integritate, credincioșie, loialitate, onestitate, și o să discutăm despre ele, sunt cuvinte și valori, principii veșnice, care au ridicat orice civilizație și care au coborât orice civilizație. Exact. Și dacă ne uităm cu atenție în secolul acesta, în timp ce vorbim noi acum la masă, societatea creștină conduce lumea în frunte cu Statele Unite, dar câte din acestea pe care, aceste principii pe care le-am enumerat chiar sunt înălțate și sunt trăite de aceste țări care conduc lumea, de oamenii care conduc lumea. Câte scandaluri de imoralitate, de lipsă de integritate, câtă lipsă de încredere există în lideri, în liderii politici. Și lumea, pe bună dreptate, omenește vorbind, este într-o tranziție și într-o căutare de valori dinspre creștinism, spre religiile orientale, în speranța că o abordare mai
mistică și personalizată, gen yoga, karma, vor aduce acele principii veșnice pe care, iată, creștinismul a rămas corigent și nu le dă pe față. Și ca să răspunzi acum pe scurt și la întrebarea ta, este interesant că prima dată urmașilor lui Hristos li s-a dat numele de creștini în Antiohia, în urma faptului că au luat decizia să vorbească despre Scriptură și despre cum s-a împlinit ea în persoana istorică a lui Iisus, altor oameni decât evreilor, care așa era atunci obiceiul, toți urmașii lui Hristos, ucenicii, vorbeau, dar vorbeau iudeilor în primul rând, neamurile nu, și știm de ce. În Antiohia însă s-a întâmplat lucrul acesta și am putea să dezvoltăm ideea, dar nu vreau să fac asta acum pentru că ne duce puțin într-o direcție diferită de direcția în care am vrea să mergem noi în seara asta. Domnule pastor, am înțeles cumva originea creștinismului. Ce este creștinismul astăzi? Eu l-aș aduce mai mult la persoană, la individ. De nu ce? Vorbiți despre o mișcare, despre o religie, da, despre o credință, ci despre un om, da, care a adoptat ideologia. Să vă spun de ce. Pentru ideologia. Că am fost foarte atent când domnul pastor a spus despre uimirea că societăți care se numesc creștine manifestă astfel de lipsă de integritate și toate aceste aspecte de imoralitate. Și socotesc că sunt foarte cele mai la îndemână justificări ale indivizilor care spun de asta nu putem noi să fim morali, de asta nu vrem să fim integriți, de asta nu depunem efortul. Începând de la nivelul, hai să spunem, al unei biserici, unde ne așteptăm să fie cel mai... Da? Dacă este o biserică a cărui nivel de moralitate este la un anumit standard, ești bun dacă te apropii de partea superioară a standardului, da? Dacă nu, atunci ești imoral sau ești printre cei care nu sunt numiți creștini în regulă. Dar, extinzând asta la societate, lucrurile sunt și mai... Dacă noi spunem că a fi integru înseamnă a te conforma nivelului moral superior al societății în care trăiești, aceasta este foarte volatil. De la societate la alta, de la un timp la altul, știm foarte bine, la noi. Da? Ceea ce a fost imoral cu o generație în urmă, acum este moral. Da? Atunci, dacă călcai acele norme, erai socotit imoral. Astăzi nu mai, pentru că așa e toată lumea. Deci, ce vreau să spun este că poate că această mutare a atenției de la individ la societate este un factor care slăbește moralitatea și integritatea oamenilor. Și cred și că acest fel de abordare continuă să ofere justificare celor care refuză să trăiască ca și Hristos. Și în plus, aceasta contrazice ce a spus Domnul. Deci el când a vorbit despre urmașii lui și despre manifestarea împărăției sale în lume, întotdeauna a vorbit că aceasta este o minoritate. Da, chiar și... Da, există parabole care vorbesc despre faptul că va umple întreg pământul. Nici atunci nu este vorba teritorial sau numeric, ci ca influență. Biserica va ajunge să umple întreg pământul. Dar nu cred că este foarte greu să vedem că în repetate rânduri Domnul a spus că sunt mulți chemați, dar puțin aleși. Nu te teme, turmă mică, Domnul îți va da cu plăcere împărăția. Cu alte cuvinte, nu a vorbit în felul acesta utopic. Domnul, toți oamenii sau influența bisericii în lume va consta în faptul că toți oamenii vor asculta. Ne-a prevenit de faptul că vom fi minoritari în lume și cu toate astea, influența noastră poate să fie vizibilă și nu numai vizibilă, poate să determine viitorul, statutul unei națiuni. Eu înțeleg din ce spuneți dumneavoastră că caracteristicile unui creștin
nu sunt tocmai ușor de transpus în viața personală, din ce spuneți dumneavoastră. Cam așa ceva înțeleg. Dacă nu mulți oameni vor să fie creștini cu adevărat și nu doar cu numele, cum România, iată, este majoritar creștină, dar creștinii putem poate număra pe degete. Păi, eu folosesc foarte frecvent o, hai să spun, o analogie pentru a ne ajuta să înțelegem cât de ușor ne este. Este ca atunci când vrei să urci în tramvai și toată lumea coboară. Asta e dificultatea. Să trăiești o viață de creștin integră într-o lume care este răsturnată. Să mergi într-o direcție, într-un sens opus majorității. Cam asta da, este și cred că ceea ce spun. Dificultatea nu constă atât de mult în faptul că Dumnezeu e prea sus și noi nu putem să ajungem la El și vorba aia că putem mănâncă sfinții, ci constă, așa cum citeam de curând, că de fapt dificultatea în a face binele este determinată de incapacitatea de a defini binele și de a vedea modele care să ne inspire. Nu mai știm ce e bun. Nu că omul n-ar fi capabil, că vedem. Sunt multe domenii în care omul, dacă se străduiește, face lucruri uimitoare. Și domeniul moral ar putea fi. Pentru că nimeni nu vrea să sufere consecințele călcării unor legi. Dar din lipsa unor modele și din această ceață în care trăim cu privire la ce e bine, cum ați spus dumneavoastră, și aici cred că este o discuție, în urmă cu 50 de ani, să zic, 40 de ani, era de ochiat să faci un lucru, pentru că trăiai într-o societate mai care ținea cont de relații, te rușinai, pe când acum nu. Ei, tocmai cred că schimbarea aceasta de pol de putere dinspre o societate în care familia, comunitatea locală avea rolul de a forma educatori, de a forma modele, către individ, către cel care este esența tuturor lucrurilor, care decide el cu telefonul lui, cu laptopul lui, cu conexiunea lui la internet, cu cercul lui foarte restrâns de prieteni intimi, dacă sunt și ăia, ce e bun și ce e bine pentru mine. Ei, cred că tocmai această schimbare, deși dumneavoastră a zis că ar trebui să vorbim de nivel personal, totuși aici văd și un risc. Faptul că eu devin sursa autorității și mă întreb doar pe mine ce este bine și ce simt eu că este bine. Și atunci pentru mine creștinism înseamnă asta, dar de fapt pentru dumneavoastră înseamnă altceva. Și cred că Mântuitorul nu asta a vrut să spună. Ceea ce vreau să spun eu este la ce raportăm integritatea noastră. În sensul că dacă noi le raportăm la mediul din jurul nostru, da, atunci riscul este ca să ne numim, da, să ne credem sens. Moral, dacă mediul în care suntem e la un nivel inferior în ce privește integritatea. Dacă vrem să ne evaluăm cu adevărat integritatea, atunci trebuie să ne raportăm la Hristos. Da. Nu avem altă cale, dar la Scripturi. Sunteți de acord cu afirmația nu vă uitați la oameni, uitați-vă la Hristos? Am auzit astfel de... Cum o caracterizați? Nu te uita la oameni. Așa este, e adevărat că are defect, dar nu te uita la Hristos. Cum vi se pare totuși? Imposibilă. De ce? Pentru că Apostolul Pavel spune în Efeseni 2, când explică starea celor care încă nu l-au primit pe Hristos, erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, și spune care erau factorii care determinau această incapacitate, ca un mort. În primul rând, mersul lumii acesteia. Cu alte cuvinte, este o presiune asupra voastră care nu vă permitea să trăiți cum vreați, să decideți voi cum să trăiți. Asta este sensul acolo. Da. Mersul lumii este cel ce vă obligă să vă conformați, un fel de conformist. Da? Și continuă și spune. Și apoi poftele voastre care sunt afectate de păcat, de cădere, și în final, în spatele tuturor, este Domnul Puterii Văzduhului. Este diavolul care folosește toate acestea împotriva voastră. Din perspectiva asta, cred eu că este avantajos ca în trăirea integrității noastre să putem ignora aceste standarde ale societății, ale celor din jur și să putem să ne raportăm la Scripturi. Da, însă pentru a filtra, pentru a filtra și pentru a putea avea niște repere reale. Asta este întrebarea. Putem să avem repere reale fără să avem modele reale de oameni
care sunt creștini reali. Asta este, cred că, foarte important și practic pentru oameni, pentru că aș vrea să înțelegem că în timp ce reperele sunt în Biblie, totuși Dumnezeu ne cheamă să fim modele pentru copiii noștri. Și aș vrea să clarificăm puțin. Da, vom merge înainte cu această discuție, dar în cadrul discuțiilor pe care trebuie să le purtăm, pe care le-am scris aici pe foaie, trebuie să discutăm despre Daniel, de exemplu, ca om de încredere. Aș vrea să, pentru întrebarea ta, pentru nelămurirea aceasta care planează deasupra multor creștini, îmi amintesc că noi, părinții, suntem ca niște mici Dumnezei pentru copiii noștri. Dacă ai noștri copii nu au niște exemple morale sănătoase în părinților, cu siguranță nu se pot îndrepta către o viață de calitate mai târziu. În mod asemănător, un creștin, un bebeluș în credință, să zic așa, are și el nevoie la rândul lui de cel puțin un model. Nu cred că se poate ridica un om fără un model. Așa este. Așa este și răspunsul la întrebarea domnului pastor, dacă fără un model sau dacă e just, uitați-vă la Hristos, nu la mine, nu este just. Modelul biblic, apostolul Pavel spune, uitați-vă la mine, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Da. Unii vin și spun, da, Pavel a zis așa, dar cum ai tu curajul să spui așa? Haideți să-l vedem pe urmele lui. Da. Aici mi-l amintesc pe Avram, pentru că vom vorbi despre câteva personaje din Biblie. Avram, spune Domnul, a avut curajul Domnul să se intre într-un angajament cu el, pentru că știa care să poruncească. Acum, asta nu înseamnă că Avram a fost integru 100%. Chiar citeam recent și pe mine și-aș vrea să discutăm puțin problema. M-a intrigat foarte tare. Știu că vorbim de alte societăți, dar Biblia comandă, îl condamnă. Faptul că el cu destul de multă ușurință își lasă soția pe mâinile lui Faraon. Foarte probabil că a avut și ceva loc pe acolo, pentru că a luat-o de nevastă, așa spune, m-am căsătorit cu ea. Acum, chiar dacă nu s-a întâmplat, se putea întâmpla. Era clar că Avram, în momentul în care a dat undă verde ca ea să fie declarată sora lui, i-a dat voie lui Faraon să o ia în haremul lui, și în felul ăsta el să trăiască bine. Da, a fost un exemplu de lipsă de integritate. Și aș vrea să discutăm puțin despre problema asta. Asta e frumusețea prezentării personajelor biblice, că ele nu sunt prezentate idealist, ci poate că asta ne ia orice justificare, ne dărâmă orice încercare a noastră de a ne justifica, pentru că nici oamenii aceștia n-au fost perfecți, dar au rămas credincioși. Au revenit la acel reper la care trebuiau să-și raporteze viața și au înțeles că au greșit. Probabil că o problemă a noastră ca și creștini, ca și oameni care aderă la acest nume frumos de creștin, este aceea că privim lucrurile separat. Și nu luăm omul, nu-l judecăm în ansamblu. Nu-l vedem de sus așa cum Dumnezeu ne vede. Noi judecăm oamenii în funcție de anumite momente ale vieților în care au căzut în mod lamentabil și au făcut de râs credința pe care și-au asumat-o. Acum, dacă privim de sus și îl vedem pe Avram, acela care și-a permis să-și dea soția unui egiptean, și pe același Avram care și-a permis să-și aproape să-și sacrifice fiul, cred că se echilibrează lucrurile. Da. Însă aș vrea să... Bun, dar cum le împăcăm totuși? Pentru că trebuie să răspundem. Acum creștinul este un cocktail și de bune și de rele și care sunt mai bune, care sunt mai multe, alea cântăresc. Așa este în înțelegerea populară. Dom'le, avem toți păcate, dacă faci mai multe fapte bune, vei fi în rai. Asta înțelegem din istoria lui Avram? Că deși a avut multe rele, a avut mai multe bune? A fost consecvent sau nu Avram? Dacă tot am început cu Avram, a fost consecvent sau nu, domnule pastor? Da, a fost consecvent. Ceea ce vedem la Avram, acele căderi la care se referă, din păcate, de două ori a făcut Avram asta, da, odată cu... Deci n-am învățat lecția. Din prima. Încercările lui Avram, care au pornit de la faptul că s-a temut. Avram s-a temut de seceta care a venit în locul în care el se găsea și în ambele situații s-a dus ca să salveze turmele și să găsească hrană pentru vitele lui și în Egipt și la împăratul Gerarului. Pentru asta s-a dus. Și sigur că acolo căutat să scape pielea apoi,
dacă cumva împăratul își dorește ca Sara să fie a lui, să nu fie nevoit să-l omoare. Era foarte frecvent această normal. Practică, asta îi justifica deci celuilalt posibilitatea de a-l lua de soție. Și a făcut un scenariu destul de probabil în mintea lui și a vrut să rezolve el lucrurile de la început. Eu înțeleg două aspecte de aici și mi se pare important să le discutăm. Deci Avram s-a temut. Cu ani în urmă îmi spunea o mamă, avea băiatul mărișor, undeva adolescent, așa, sau preadolescent, și zice, am fost la munte și s-a întâmplat că eu, soțul meu și fiul meu eram în același cort și a băgat un urs capul în cortul nostru. Ce mi-am dorit un singur lucru, vis-a-vis de temere, să-i mănânce repede pe amândoi și să scap eu cu viață. Și a rămas șocată. Zic, cum poți tu ca mamă să spui așa ceva? Cât de puternică este teama în viața unui om? Da. Pentru că noi vrem să vedem ce-l caracterizează pe un creștin. Are loc teama în viața unui credincios? Da. Dacă am spune nu, ne-am... Păcăli. Da, există temeri. Există temeri în viața noastră și acestea întăresc și mai mult nevoia și dependența noastră de Hristos. Dacă n-ar fi aceste temeri, dar cred că nu au ce să caute temerile nejustificate. Da, sunt frici despre care Biblia spune că sunt păcătoase. Da, frica de oameni, ar trebui să ne temem de oameni, de ceea ce ne pot face, știind că Dumnezeu este de partea noastră. El este... Există teama de cel rău și sunt mulți care justifică că e mai tare decât noi și cum să rezist eu în fața lui. Nu, cel ce e în voi e mai tare decât cel ce este în lume, spune Biblia, și lui Timotei spune Pavel, n-ai primit un duh de robie ca să mai manifesti teamă. Așa că nu e justificată teama aceasta. Dar sunt și temeri bune. Da? Cele care ne previn de primejdii, cele ce ne feresc, frica de Domnul, acest sens îl are. Sunt oameni care știu că Domnul este reperul, El este Cel ce rămâne neclătinat și se tem să se îndepărteze de El și să-L abandoneze pe Dumnezeu, pentru că asta înseamnă să nu mai ai suportul acela care te ține în fața furtunilor și a frământărilor care vor veni asupra ta. Cum s-a dovedit consecvența în viața lui Avram? Asta mă interesează. Am deschis la capitolul eroilor Bibliei și cred că aici este imaginea de ansamblu în care putem să înțelegem mai bine episoadele negre. Prin credința Avram, Evrei 11, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, aici îmi place, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Și a fost consecvent pentru că s-a închinat lui Dumnezeu în ciuda acestor temeri, defecte, și a trecut prin focul de care ai amintit întreagăt cu sacrificarea lui Isaac, un test mare al credinței pe care nu l-ar fi primit dacă ar fi trecut mai devreme și ar fi avut credință, pentru că soluția la teamă este încrederea. Dar asta nu se obține ușor. Am putea să vedem credința ca un mușchi ce se antrenează ca orice mușchi, odată cu folosirea lui. Și ocaziile acestea prin care Avram a fost testat și s-a văzut bine temerile firești, au fost ocazii de a-și dezvolta mușchiul credinței. A căzut odată, a căzut și a doua oară și de mai multe ori, cred că. Dar în cele din urmă a fost biruitor, a fost consecvent. Și aici este consecvența creștină. Chiar dacă îți vezi defectele, amintindu-ți de faptul că tu ai ascultat de Dumnezeu și ai plecat fără să știi unde te duci, tu nu știi ce te așteaptă după ce a hotărăși să intri în legământ cu Dumnezeu, nu știi ce te așteaptă acasă, nu știi ce te așteaptă la serviciu, poate așa, totuși ești consecvent. Deși ca să te ridici, neprihănit o cadă de 7 ori și se ridică. Poate că ne este mai limpede dacă definim integritatea nu doar ca în ansamblu vieții, trăind după norme morale și după standardul cel mai înalt al moralei, Hristos, ci și întotdeauna. Integru înseamnă nu doar trăiesc acum momentul acesta la cel mai înalt nivel și mâine o las mai moale, ci se referă la consecvență.
dacă evaluăm în felul acesta viața lui Avram, da, îl putem numi o viață de integritate cu aceste căderi. De ce? Pentru că el a găsit calea să revină din aceste căderi, încrezându-se în Dumnezeu și revenind la cel care putea să-l ridice. Cred că trebuie să reținem un lucru. Dumnezeu întotdeauna ne pregătește contextul să ne revenim, cu siguranță. Pentru că El ne iubește și ne dorește să fim fericiți, împliniți și la sfârșitul vieții să ajungem în brațele Lui. Însă, din nefericire, din cauza faptului că ne-am permis anumite căderi pe traseu, probabil că vom suferi, mai devreme sau mai târziu, până vom învăța. Și este o vorbă care spune, poporul care nu și cunoaște istoria este sortit să și-o repete. Și probabil că este foarte valabil și în dreptul individual. Dacă nu înțelegem, dacă nu cunoaștem... Te-ai dat seama de ce se întâmplă asta? Te-ai frământat puțin să te întreb de ce oamenii nu sunt atât de isteți să facă rachete, să ajungă... Și sunt atât de, spuneți noastră, cum... încât nu învață din greșelile părinților ale istoriei și nici din greșelile lor, de multe ori nu învățăm. De ce? Citesc acum și sunt absorbit de domeniul științelor cognitive, care, mare lor majoritate, sunt create de oameni care nu cred în Dumnezeu, de psihologi evoluționiști, dar ei toți ajung la o concluzie. Daniel Kahneman, care este evreu, a scris cartea de care am mai amintit noi gândirea rapidă, gândire lentă, a luat premiul Nobel pentru economie comportamentală și nu numai. Acum citesc o carte, Iluzia cunoașterii, de Steve Sloman. Și este evoluționist. Dar ei spun toți același lucru. Omul cunoaște prea puțin din ceea ce crede că o cunoaște și este ignorant. De propria ignoranță. Și asta spune Biblia. Băieții ăștia confirmă Biblia chiar dacă ei o urăsc inconștient. Aici este marea surpriză. Că Dumnezeu te cheamă să fii creștin și îți dă acest badge, dacă vrei, această emblemă, cu toate că știe că ești ignorant. Și pe Petru l-a chemat și el zicea, fac, Doamne, și dreg, și sunt mare creștin. Învârtea sabia, scântei scotea gura lui. Și când a venit momentul, o femeie, o slujnică l-a pus de tremura. Da? De ce? Pentru că nu se cunoștea. Și aici este marele punct de cotitură. Când ajungi să-ți dai seama cât de ignorant ești și cât de puține știi despre tine și cât de multe mai ai de învățat, atunci intervine șansa ta, șansa vieții, să fii umil, să te zmerești înaintea Domnului și să trăiești cu totul calitativ la un alt nivel. Așa este. Domnule pastor, aș vrea să mergem pe următoarele idei. Ascultare și conștiință curată pentru un creștin. În mod special, aceste două mi se par foarte frumoase și foarte practice, după care vom trece la loialitate, că mi se pare că pune cireașa pe tort. Ascultarea și conștiința curată. De ce nu a ascultat Saul atunci când Samuel i-a spus nu ai voie să începi lupta până nu ajung eu acolo? Știm contextul biblic, ce s-a întâmplat acolo. Saul și-a permis și-a adus o jertfă, ceea ce nu era permis. Ce s-a întâmplat? Împărat. Unui împărat. Foarte simplu. N-a avut încrederea că cel ce i-a spus să aștepți până când voi aduce jertfa și apoi să pornești la luptă, este cel ce controlează cu adevărat toate lucrurile. El este stăpânul, el este suveranul și asupra filistenilor cu care urmează să te bați și asupra ta și asupra tuturor lucrurilor. Asta a fost problema lui Saul. Adică el a cântărit lucrurile și a fi spus Dumnezeu că asta este ordinea, dar oamenii se împrăștie, eu devin vulnerabil, dușmanul devine superior, din pricina temerii oamenilor mei și a împrăștierii lor și dezorganizării armatei, concluzia va fi, vom fi bătuți. Așa că nu vom mai aștepta, acum oamenii încă mai au tonus și nu sunt atât de înfricați, aduc eu jertfa și mergem și îi batem pe filistieni. El a fost un strateg militar bun. Da. El era un comandant bun de oști. Un singur lucru a ignorat. Că deasupra tuturor este Dumnezeu. Și că cel ce poate privi strategia până la sfârșit, este El. Și avantajul pe care l-a avut Saul este că acel Dumnezeu care vede strategic până la capăt cum vei câștiga lupta, i-a descoperit prin Samuel strategia aceea și el a nesocotit-o. Asta a fost problema lui. Până la urmă se reduce totul la faptul că accepti sau nu accepti că există o autoritate superioară deasupra ta. El, Saul, n-a fost ideal pus de Dumnezeu acolo, a fost pus de popor conform modelului oamenilor.
singura soluție, singura șansă ca el, ca împărat, să rămână sub Dumnezeu era să recunoască că există o autoritate superioară. Vezi Samuel ca profet. Asta era, să asculte. Și sigur că aici vine un pic de joc. Nu îi spune când va veni și întârzie special. Și de asta spune și Petru. Domnul nu întârzie. Și are răbdare, dar nu numai că are răbdare, dar vedeți că atunci când lucrurile întârzie, ca în pilda cu cele 10 fecioare, când se face noaptea, țipești. Da, e aceeași logică la Saul ca și la noi. Hmm. Dar ori de câte ori facem ceea ce Dumnezeu spune, să nu faci așa, să faci altfel. Da? Păi da, dar Dumnezeu nu vede că, așa zicem noi, nu vede că sunt în conjunctura asta, că sunt și că voi muri dacă nu mănânc acum. Da. Asta a fost sugestia pe care le-a făcut-o Mântuitorului. Tu nu vezi că vei muri? Nu ai cum să ajungi în cetate dacă nu se fac pietrele pâini să te întărești și să poți să-ți continui viața. Și probabil că avea dreptate din perspectiva naturii și a stării lui Hristos. Dar ce a știut? Hristos a știut că Tatăl este deasupra vieții. El este viața. A recunoscut autoritatea despre care amintește. Da. Și el a zis, nu voi muri, că a zis Tatăl. Și mai este un lucru. Una este autoritatea, doi este puterea, a tot puternicia lui Dumnezeu, care este deasupra tuturor, îi subordonează pe toți. Dacă Dumnezeu este cel de care m-am alipit, să nu am eu încredere în El până la capăt, indiferent câți vrășmași ar veni împotriva mea, mă gândesc eu. Domnul pastor ne-a spus exact cum stau lucrurile atunci când noi încercăm să ne justificăm. Da? Și când încercăm să spunem că de asta facem pentru că, uite, vedem bine acum că asta e soluția. Da? Și facem asta din pricina ignoranței noastre, așa cum spun specialiștii. De ce? Pentru că dacă noi nu ne-am limitat la a evalua situațiile în care ne aflăm după capacitatea și percepția noastră imediată, ci ne-am întrebat ce spune Dumnezeu despre situația aceasta, ce soluție are Dumnezeu la astfel de împrejurări, sunt sigur că n-am fi limitați. La spune, trebuie să fur ca să supraviețuiesc. Da. Asta este problema timpului în care trăim și tot timpul a fost această presiune, dar cu atât mai mult acum. Există presiunea de a căuta să explici totul și de a nu mai avea încredere în supranatural. Ascultam pe un jurnalist, Cristian Tudor Popescu, și-a scăpat porumbelul din gură când a urmărit pe Simona Halep. E un admirator, joacă și el tenis, dar este ateu. Și a zis, când am urmărit-o și am văzut cum a ajuns în finală și cum s-a luptat, zice, am văzut că este ceva dumnezeesc acolo. Și a primit niște bobârnace de la oamenii din mediul său și a ținut să explice. Și a zis, zice, am spus, e adevărat, dar eu nu cred în Dumnezeu, dar am vrut să spun că este ceva supranatural. Păi și dacă este supranatural, mai poți să fie evoluționist? Pentru că evoluționismul este cu selecția naturală. Și când spui supranatural, chiar dacă nu crezi în Dumnezeu. Da. Nu mai știu nici ce săraci. Contradicțiile sunt mai multe pentru cei care sunt în felul ăsta, dar eu aș reveni la ascultare și la motivarea ei. Eu cred că ceea ce a făcut Saul putem vedea la oricare dintre noi. Da? Din nefericire. Neascultarea noastră vine din neîncrederea că Dumnezeu este Cel care știe, El ne-a creat și știe ce este bun pentru noi. Neîncrederea că tot ceea ce El ne spune și ne-a revelat și prin Hristos și prin ce a spus și prin ce a făcut Hristos, ne-a revelat că asta este calea vieții. Dacă veți trăi așa, dacă ați trăi așa, ați fi binecuvântați. Ar fi bine. Aș vrea să facem foarte practică chestia aceasta, pentru că la nivel de teorie sună bine. Haideți să vedem cum arată practic. Dumnezeu ne-a lăsat un cod moral, cele 10 porunci, pe care dacă le ascultăm, bine este de noi. Acum, acolo scrie să nu minți, să nu furi, sau să nu râvnești sau nu vei fura, nu vei râvni datorită faptului că mă cunoști pe mine și ai luat asupra ta numele de creștin. Cum să nu minți dacă ai nevoie să minți? Puțin. O minciună mică, 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 mică de tot la serviciu. Ai fost blocat în trafic, de aceea n-ai ajuns la timp, deși tu ai stat acasă mai mult și te-ai uitat la Simona Halep când juca. Cum să nu minți? E, aici este și un alt element. Mă scuzați. Când omul simte nevoia să mintă și să se ascundă la serviciu, o face pentru că mediul în care se află nu este un mediu sigur. Și nu îi se dă argumente, nu se dau argumente că este ok să fie om,
și că e ok să fie deschis, chiar și când greșește. De asta ne ascundem, pentru că ne e frică de superiori. Haideți să vă aduc și eu o analogie. Mă raportez la copiii mei. Da, dacă eu îi spun fetei mele, hei, dacă te prind că faci nu știu ce, pățești nu știu ce, ce credeți că se va întâmpla cu ea? Fix aia va deveni o expertă în a se ascunde. Exact. Da? Dar dacă îi voi spune, uite, pentru tine așa este bine să faci și eu te învăț să faci așa. Dacă se întâmplă să nu faci așa și ajungi, singurul lucru pe care aș vrea este să-mi spui. Exact. Poate că împreună găsim o soluție. Eu cred că totul vine de la percepția noastră cu privire la Dumnezeu, de la cum îl cunoaștem pe Dumnezeu. Asta este. Dacă noi nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu și nu-l cunoaștem pe Dumnezeu în felul acesta, acela care ne spune, hei, asta spune, dacă ne uităm în Deuteronom, de la 5, cred că până la 8, sunt capitolele în care Dumnezeu spune evreilor ce avantaj, ce aturi au ei față de celelalte neamuri, pentru că îl au pe Dumnezeul cel adevărat. Ce popor mai are un Dumnezeu ca voi, spune acolo? Care popor a avut parte de acea descoperire pe care Dumnezeu v-a dat-o atunci când v-a dat legea și v-a învățat calea vieții, spune acolo? Pe voi v-a învățat cum să trăiți ca să... Asta le spune, asta e avantajul vostru. În loc să privească așa relația lor, ei s-au uitat la cei din jur, la popoare din jur și au zis, băi, stai un pic, Dumnezeul nostru ne spune că nu avem voie să ținem un rob dintre frații noștri. Și că în anul al șaptelea să-i dăm drumul și să nu-i dăm drumul cu mâna goală. Da. Păi da, Dumnezeu ăsta vrea să ne îmbogățim. Uite, ăștia luați din jur, ei își cumpără robii, îi vând, fac ce bani. Ce bine duc. Ei nu au putut să priceapă că Dumnezeu le-a spus, hei, obiectivul vostru și al meu pentru voi este să fiți o națiune puternică. O națiune care se înrobește pe ea însuși, slăbește și se autodistruge. Eu vă spun care este calea să vă întăriți. Nu permiteți să fiți înrobiți unul de altul. Când le-a spus, voi n-aveți voie să păstrați moștenirea fratelui vostru decât până în anul de veselie. Însemnând o generație. Apoi, ea trebuie să se întoarcă la cel care a moștenit-o de drept. Și i-am zis, stai un pic, niciodată nu o să devin bogați ca ăștia care își cumpără și își pun una peste alta. Valorile. Dar ce n-au înțeles ei a fost că Dumnezeu i-a învățat strategia ca ei să dăinuiască ca națiune și să se întărească. Doar pe termen scurt. Dacă voi lăsați distribuite valorile acestea la națiune, la fiecare membru al națiunii, voi veți fi puternici. Dacă nu, ele se vor concentra la un număr limitat și națiunea va dispare. Se polarizează națiunea și atunci vor fi din ce în ce mai nefericiți și unii și alții. Înțelegeți de ce noi nu ascultăm? Pentru că suntem în aceeași dilemă. Noi ne întrebăm cum adică ce spune Dumnezeu ne aduce avantaj. Fără să putem să privim dincolo de această superficialitate, de această ignoranță. Cum ați spus și să spunem, stai un pic. Că eu nu sunt centrul universului. Sunt într-un univers condus de un stăpân, de Dumnezeu, și El îmi spune, dacă vrei în labirintul acesta să găsești drumul binecuvântat, uite, eu te ghidez. Probabil să că omul, minți, să nu furi. Omul uită ceea ce am discutat noi ocaziile trecute și anume că lui s-a dat meseria, să zic așa, de administrator și nu de stăpân asupra lucrurilor, din nefericire. Haideți să mergem la ultimul punct, timpul ne presează, loialitatea. Și mă gândesc la Iov în mod special. Cum să ajungi, Domne, să fii atât de loial precum Iov atunci când pierzi totul și când spun totul, chiar totul, inclusiv sănătatea personală? Alin, vrei să începi? Opusul loialității este trădarea. Și oamenii ar trebui să ne întrebăm de ce trădează, din interese. Istoria imperiilor, a țărilor, este plină de evenimente de trădare din motive de interes. Ce se întâmplă însă în mintea celui care trădează? Este un scurt circuit. Și mi-a plăcut foarte mult cum a explicat un profesor problema însă și a existenței poporului Israel. Domnul a avut pentru ei un plan pe termen lung. Oamenii însă se gândesc pe termen scurt pentru că este o cosmoviziune aici. Sunt două cosmoviziuni, de fapt, care se ciocnesc. Una este aceasta a abundenței. Eu sunt stăpân, pământul este al meu și îl dau cui vreau
și vi-l dau vouă ca să-l administrați. Și alaltă cosmoviziune este cosmoviziunea lipsei. Sunt puține resurse la această masă și de aceea trebuie să pun mâna repede pe ele. Și din cauza aceasta ne trădăm și valorile, și părinții, și neamul, și ne trădăm și pe noi înșine. Din cauza acestei cosmoviziuni, a lipsului, a lipsei. De asta trebuie să punem repede mâna pe putere, dar trebuie să-i distrugem pe inamici. Iov nu a avut această mentalitate. Iov primise și a spus, Domnul a dat? Domnul a dat. De ce? Pentru că el nu s-a chinuit cu această mentalitate a lipsei în cap, ci el avea mentalitatea abundenței. Și frumos să închei Iov și închei și eu cu acele episoade în care Domnul îi descoperă abundența de înțelepciune manifestată în creațiune. Ai fost tu acolo, ai fost tu acolo, știi tu acolo, știi tu acolo. Din nou acest tablou se întregește cu imaginea că Dumnezeu este un Dumnezeu al abundenței, că Universul este un Univers al abundenței și că noi nu trebuie să alergăm după fiecare firmitură ca niște disperați care trăim. Asta este paradigma lui Darwin, în care trebuie să ne luptăm, să ne omorâm unii pe alții ca să reziste cel mai puternic. Asta e diavolul în persoană. Scuzați-mă, dar nu văd altceva. Da. Domnule pastor, cum să ajungi atât de loial precum eu? Știind, așa cum a zis eu, că Dumnezeu a dat. Și eu cred că atunci când s-a referit la aceasta, eu a știut că nu doar copiii pe care i-a pierdut, nu doar bogăția pe care a pierdut-o, vitele și turbele pe care le-a pierdut, ci viața lui proprie. Dumnezeu este în mâna lui Dumnezeu. Și pentru că este în mâna lui Dumnezeu, El decide când și cum voi trăi. Cam asta a fost ceea ce a înțeles Iov. Și eu cred că e foarte similar cu ce s-a întâmplat la ispitirea Domnului Iisus. Atunci când a venit diavolul la Domnul, i-a spus, testează dacă Dumnezeu este Tatăl tău. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dacă El este Tatăl tău, vei porunci pietrelor și se vor face pâini și nu vei muri aici. Adică El spunea lui Dumnezeu ce să facă pentru Fiul lui. Da, este același lucru ca blesteamă și mori. Da. În dreptul lui Iov. Da. Și știți ce a spus Iisus? Sunt Fiul Tatălui. Nu este acum ocazia să-L pun la probă pe Tatăl. Mm. De fapt, răspunsul lui Iisus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt, se referă la ce auzise la Iordan. La Iordan se auzise vocea din cer, exact. Acesta este Fiul meu prea iubit. Cu alte cuvinte, logica Domnului a fost, pentru că a zis Tatăl că sunt Fiul lui, eu nu trebuie să testez asta. Frumos. Da? Frumos. Și pentru că El a zis că voi împlini menirea aceasta, lucrarea aceasta, voi salva, o voi face. Pentru că El are ultimul cuvânt. Frumos. El este stăpânul. Așa că eu cred că aceasta ne lipsește. Ignoranța noastră este asta. Mergem și credem că știm multe până la a accepta, până la a recunoaște că Dumnezeu este Cel ce ne dă viață, că Dumnezeu este Cel ce ne dă totul și că atunci când El spune s-a încheiat, atunci se încheie lucrurile. Până atunci, orice factor defavorabil, orice presiune, orice ar veni împotriva noastră, dacă El spune că vom trăi, vom trăi. Eu foarte fervent spun, dacă toată lumea ar fi de partea noastră, dacă toate lucrurile ne-ar fi favorabile și Dumnezeu ne este împotriva, suntem într-o mare primejdie. Nu vom putea trece mai departe. Și invers. Dacă toată lumea este împotriva noastră, dacă diavolul ni se împotrivește, dacă toate conjuncturile ne sunt nefavorabile, și este Domnul de partea noastră, ne este suficient. Amin. Vom fi biruitori. Mie îmi place să concluzionez din tot ceea ce a spus dumneavoastră pe parcursul întregii emisiuni, faptul că există un îndemn ascuns aici cumva, și anume, cunoaște ceea ce crezi că crezi. Așa. Dacă este corect spus. Nu întâmplător, Iisus a spus că în asta constă mântuirea. Așa este. Vă rog, ultimul cuvânt. Cum poți să recunoști un creștin? Venisem cu o carte aici, a lui Stephen Covey, Încredere inteligentă. El propune în lumea noastră în care nu mai există încredere sau în care există încredere oarbă în autorități, în unii oameni, în unele figuri și te duci direct în râpă, propune o încredere inteligentă a cunoașterii și a analizei caracterului și a competențelor, propune el. Sigur, cartea e mai complexă și plină de exemple de oameni care chiar se comportă ca niște creștini autentici. Ideea este să
te testezi pe tine și să vezi dacă cuvântul și adevărul, care este veșnic și care cuprinde principii veșnice, mai este valabil pentru tine în viața ta. Și să te analizezi inteligent. Nu orbește și nici să dai cu piciorul cu ură credinței. Și să cauți... Tu propui ca cel care se declară creștin să se analizeze pe sine și să știe dacă chiar este creștin. Este creștin. În lumina acestor principii universale de bun simț. Bun, eu acum aș întreba și ultimul răspuns al dumneavoastră va fi: cum să recunoști în cel de lângă tine dacă este sau nu creștin? Nu știu dacă... Este important, nu? Este important, da. Dar este posibil. Este posibil să recunoști și să-i acorzi încrederea unui om, așa cum spun, s-ar putea să aibă momente de cădere și de... Dar îl recunosc că este creștin dacă ia în serios și îl recunoaște pe Dumnezeu stăpânul și reperul vieții sale. Da, cei ce îl recunosc, da, s-ar putea să mintă pe cineva ca să iasă în avantaj. Dar, pentru că Dumnezeu este reperul, găsește puterea să vină să-i spună: te rog să mă ierți. Să-și repare greșelile. Și vreau să revenim la adevăr. Te rog, iartă-mă și ajută-mă să pot să merg mai departe. Da, asemenea lui David are puterea să vină înaintea lui Dumnezeu și să repare ceea ce a stricat. Da. Vă mulțumesc tare mult amândorura. Apreciez prezența dumneavoastră în platou. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați fost alături și nu uitați, se poate să te recunoști dacă ești sau nu creștin, se poate să-ți recunoști semenii dacă sunt sau nu creștini. Să aveți o seară liniștită, vă doresc, până miercurea viitoare, numai bine!